Socialdemocrații nu votează guvernul Ciucă, iar asta mai ales după ce programul de guvernare propus taie fără milă din veniturile românilor, așa cum a spus liderul PSD Marcel Ciolacu. Soluții raționale pe partea cealaltă. Da, noi în această perioadă am trimis 10 propuneri. Cum vedem noi lucrurile în gestiunea țării, țara trecând prin cel puțin 4 crize? Dacă ele nu sunt băgate în seamă, ce să spunem mai mult de atât? Doi. Păi dacă ar fi fost întâlniri formale și așa mai departe, probabil că domnii de la PNL se autosuspendau din PNL, că eu știu că ei au decizii din astea prin care n-au voie cu PSD-ul. Așa că stai undeva la discuții informale, nu cred că e o decizie corectă. Trei, dacă prin absurd, irațional, ar da guvernul să fie condus de un PSD-ist, să știți că noi ne-am duce pe față în Modrogan sau la unde are USR-ul, nu știu, în Piața Victoriei. Chiselev 55. Eu credeam că au în Piața Victoriei cu sediu. Ne-am duce pe față și am discutat lucrurile pe față, nu ascuns. Asta ca să știți diferența de abordare. Da, dar nu mi-ați răspuns. N-am pus niciodată, nici eu, și l-am întrebat și pe domnul Ciolacu dacă a fost vreodată în sediu din Modrogan. N-a fost. N-am avea o problemă să intrăm. Bun, dar nu mi-ați răspuns în ceea ce îl privește pe Florin Cîțu și e ultima întrebare. Vă rog. Am spus că n-am votat. Poftim? Am spus că nu am votat un guvern condus de Florin Cîțu. Deci după ce l-ați demis, în niciun caz Florin Cîțu premier cu PSD exact. Intrat la guvernare. Am spus acest lucru.